Bună, dragele mele, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Debora de pe blogul farmacistonline.ro și vin astăzi să vă arăt ce produs am terminat în ultima vreme, pentru că mi s-a umplut o plasă mare, plus mai am aici pe masă câteva produse. Vreau să le împărtășesc cu voi, ca apoi să le pot arunca și să fac curat, să eliberez niște spațiu, mai ales că voi știți, sau cele măcar care mă urmăriți pe blog, că am hotărât să devin minimalist în urmă cu ceva timp și treptat, treptat încerc să scap de chestiile care oricum îmi umplu spațiu degeaba. Așa că tot aveam câte puțin, câte puțin și îmi cumpăram un alt produs de curioasă ce sunt și uitam să le termin și tot așa. Până veți mai vedea acest clip precis, am să mai termin și alte produse, pentru că mi-am pus în plan să termin un anumit număr de produse pe care mi le-am ales tot așa, avute tot câte un pic în ele. Și cred că în curând veți mai vedea un astfel de clip. Dar hai să nu mai lungim vorba și să vă arăt ce am terminat. Voi începe cu câteva produse pentru casă. Am terminat această variantă de Domestos. Este varianta care am folosit-o cel mai mult în ultima perioadă, de fapt în ultimii ani, până acum când ultima dată mi-am luat varianta cu ambalaj alb pentru albire. Este cea cu aromă de pin, fresh. I-am zis să o folosesc de câțiva ani până acum când am schimbat, așa că am terminat-o pe aceasta și o arunc. Mai aveam tot așa rătăcit un gel din acesta Dr. Devil, 3-in-1 gel pentru WC-ul, tot așa cu igienic. Acesta nu mi-a plăcut pentru că nu este la fel de puternic ca și Domestos, dar l-am cumpărat de la un WC-ul de lângă mine pentru că mi s-a terminat ce aveam nevoie. Și sigur nu-l voi mai cumpăra pentru că nu este la fel de eficient, chiar dacă este mai ieftin. Pentru mine nu contează, doar să fie eficient. Am terminat și acest flacon de Pervol. Este varianta negru pentru reînnoirea culorii hainelor negre. Îl am de, nu știu, aproape, nu chiar un an, dar imediat o să fie un an de când l-am cumpărat, pentru că îl folosesc doar atunci când spăl numai haine negre. Oricum, hainele închise la culoare le folosesc separat, dar nu totdeauna l-am folosit. Să știți că la unele haine chiar ajută să fie mai negre sau să-și păstreze culoarea, nu la toate, cred că depinde de țesătură. Nu știu sigur dacă îl voi mai recumpăra, poate voi mai încerca și altele, poate. Nu cred că îl voi recumpăra deocamdată, dar nu e un produs rău. Și acum să trecem în bungă și sper să-mi scuzați gălăgia. Am câteva produse pentru bărbați, pentru că am făcut curat și pe raftul soțului meu. Am un gel de duș de la Nivea pe care l-a terminat, care i-a plăcut foarte mult. Și acest șampon de la Clear, pe acesta l-a folosit mai rar, pentru că el, soțul meu oricum are păr foarte, foarte des și oricum îi crește părul și oricum are foarte des și după aceea a văzut că acesta este și anticădere. El a luat mai mult pentru antimătreață, pentru că asta scrie sus. De mătreață a scăpat, dar nu are nevoie să-i mai crească părul sau să se mai îndese și de asta l-a folosit printre alte șampoane. Încă un gel de duș de la Nivea, tot așa, pe care l-a terminat. Un șampon antimătreață de la Nivea, care i-a plăcut mult. Am terminat un săpun lichid de la Dove, care voi știți că este printre preferatele mele. Un săpun lichid de la Fa. Am mai terminat. Acesta miroase bine, dar nu este la fel de cremos ca și cel de la Dove sau ca și cel de la Elmi Plan pe care l-am acum în baie. Am mai terminat și un spray pentru mobilă Pledge, nu știu exact cum se pronunță. A fost
Bunicel, dar nu foarte bun, nu este preferatul meu, rămâne pronto și pe acela îl voi recumpăra, cred, cel puțin. Miroase, a mirosit foarte bine, este din gama Johnson, culmea, dar nu știu de ce are altă denumire, nu știu. Am terminat și acest balsam de la Farmec cu urzică și aloe vera. Mie nu mi se pare că este hidratant, adică nu a fost hidratant deloc, nu-l voi mai recumpăra, pare rău. Am terminat aceste două produse din gama Tratament Expert de la Gerovital, gama medicinală. Este șamponul pentru împotriva căderii părului și balsamul împotriva căderii părului. Mi-au plăcut și au făcut efectul, chiar mi-a oprit căderea părului, dar împreună cu spray-ul tratament, pe care încă nu l-am terminat, pentru că este mult mai sportic. Șamponul, așa cum vă ziceam și atunci, mi se pare că usucă părul sau îl lasă mai aspru și balsamul nu îl îmblânzește prea mult. Dar, în schimb, ca și efect anticădere, sunt produse bune. Am mai terminat și acest scrub cumpărat din Jumbo. Are particule foarte mari, este destul de dur, dar pentru corp mie mi-a plăcut. Și pentru banii pe care i-am dat pe el, a fost unul eficient. Nu-l voi mai recumpăra pentru că zgârie prea tare. Tot de la Gerovital am mai terminat și acest șampon cremă nutri-reparator. A fost un șampon cremă destul de, așa cum zice numele, cremos. Repară părul, dar eu oricum am volum foarte mare. Pentru mine mi se părea că îl asprește și nu mai cade în jos așa cum ar fi trebuit. Totuși mi-a plăcut foarte mult și l-am folosit până la ultima picătură, chiar l-am folosit integral și mi-a plăcut. Pe acesta chiar mi-a plăcut. Am terminat și aceste două produse de la Gliss. Este șamponul cu hialuron și hair filler și balsamul aferent, tot așa cu hialuron. Sunt două produse care mi-au plăcut foarte mult. Am zis atunci că le voi recumpăra, dar deocamdată folosesc cele de la DAF pe care le am acum, care la fel îmi plac foarte mult, așa că încă nu știu sigur pe care le voi recumpăra, ori pe acestea, ori pe cele de la DAF pe care le folosesc acum. Oricum sunt produse superbe, minunate, dau volum, lasă părul foarte, să cadă așa foarte ușor, foarte plăcut, minunate. Am terminat și această pastă de dinți Vademecum, cred că am cumpărat-o din Kaufland sau din DM, nu mai știu. Este o pastă de dinți simplă și normală, nu pot să vă spun mai mult despre ea. Am terminat această pastă de dinți de la Jaya, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Chiar ajută la curățarea dinților, se simte cum îndepărtează mizeria de pe dinți. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și dacă o găsesc vreau să o recumpăr. Și vi-o recomand să o încercați, mai ales cele care sunteți din București și aveți magazin Jaya sau din țară, pentru că mai sunt și în țară magazine Jaya. Chiar vă recomand să încercați această pastă de dinți. Apa de gură aferentă mai am încă din ea, de asta nu, pentru că este ambalaj mai mare. De asta nu o vedeți aici, dar pasta de dinți se vede că am stors-o până la ultima picătură. Am mai terminat și acest dizolvant pentru lac de unghii de la Sien. Îndepărtează bine, m-a ținut destul de mult, e adevărat că usucă pielea din jurul unghiilor, dar lacul îndepărtează bine, cred că are acetonă și alcool și de asta cred că este eficientă, dar nu știu, acum am de la Balea și s-ar putea să trec din nou la aceasta, s-ar putea. Și ultimul produs este unul folosit de soțul meu și este un gel de duș cu șampon 2 în 1 de la Avon. L-am cumpărat pentru că era la ceva promoție, dar nu ne-a plăcut. Nu i-a plăcut și sigur nu-l voi mai recumpăra. Acestea au fost produsele pe care le-am terminat în ultima perioadă și am vrut să le împărtășesc cu voi înainte să le arunc. Nu uitați să mă urmăriți și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Snapchat, pe Instagram,
pe Facebook și pe blogul meu farmacistaonline.ro. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele clipuri pe care le voi publica și ne vedem foarte curând, cred eu, la un nou clip cu produse terminate. V-am pupat și vă doresc numai bine! Pa!